De ce am considerat să încep cu karma, primul seminar cu partea? Pentru că mă lovesc de ea. Mă lovesc de problemele voastre, știți? Știți ce? Eu n-am spațiu de scurt. Eu sunt limbăreț. Joc eu cu voi. Dar cu acordul vostru mă joc un pic cu voi. Adică să trec un pic lumina prin voi ca să vă mai curățați. Gata, copii? Facem o oră, 10 minute pauză, o oră. Mă rog, 55 de minute, 10 minute pauză, o oră. Ceva de genul ăsta. Hai, respect, bine, gata. Auzi, dar noi carioci avem? Și să zicem că definim prin karmă suma energiilor în speță negative care acționează asupra meu. Adică, eu mă aflu aici în postura asta, corect? Pentru că asta este postura în care sunt eu, da? În clipa de față. Pentru că în trecutul meu au existat faptele astea. În trecutul meu au existat faptele astea. În trecut au existat faptele astea și toate care au determinat un vector, care au determinat clipa prezentului. Vă e clar până aici? Și asta este valabil pentru fiecare dintre voi. Dacă într-un moment vă aflați într-o anumită situație, este pentru că undeva în trecutul vostru există niște fapte, niște energii care converg în clipa prezentă. La clipa prezentă. Vă e clar? Bun. Ca eu să-mi schimb. Arunc cu astea după voi. Ca eu să-mi schimb viitorul, presupune să am înțelepciunea, să știu cum rezolv, să zicem că astea sunt chestii negative din trecutul meu, care îmi dau un vector negativ, corect? Deci dacă eu vreau să-mi schimb viitorul, presupune că trebuie să-mi schimb prezentul, dar trebuie să acționez și asupra trecutului. Trecutul nu poate să fie schimbat, corect? E scris. Orice trecut este scris. Astea, să zicem cu verde, sunt fapte negative din trecutul meu. Care determină un vector negativ. Am un vector pozitiv, evident, că noi trăim într-un univers bipolar, corect? Și atunci am un vector pozitiv și unul negativ care determină clipa prezentă. Ca eu să modific viitorul în sens pozitiv, trebuie să modific sensul, adică energia din trecut care este cum? Simplu! Vă e clar? Bun. Cum se poate face asta? Se poate face actualizând energia trecută. Vreau și un exemplu de de modalitate de actualizare a energiei trecute. Trimite lumină în trecut. Corect. Trimisul de lumină în trecut presupune actualizarea unor probleme. Poftim? De atunci, acum. De atunci, acum. Bun. Și începem prima fază. Apropo de Reiki. Activați-vă palmele. Și o poezie din Antonio Daicomiu. Om. Cine are? Cine are mai multe simboluri pe care le are? Apropo de trecut, energie, de trimis energie în trecut. Asta sunteți voi, da? Spune-i celor de la recepție că sunt terminate.
Asta sunteți voi. Bun, ca să trimit lumină în trecut, presupune, mă conectez la sursa de lumină. Da? Trec lumina prin palme și trimit, deci ăsta sunt eu, în trecutul meu. Oricare ar fi el. Da. Modalitatea de transmis asta în trecut este șopurei, se rechi, ejergerindai, comiu, om. Da? Bun. În rechi să folosesc distanță. Mâine la nivel de chakra 2, cea mai banală chestie. Haideți, faceți, că e seminar! Printre alte, nu o să facem numai Reiki. O să vă arăt prin mai multe sisteme. Dar dacă tot sunteți în zonă, faceți-o. În altă ori de idei, sunteți o masă de oameni. Credeți că ajută rugăciunea? Da. Perfect. Ia spuneți fiecare cât un Tatăl nostru rugând. Sau ce rugăciune vreți voi, că dacă sunteți catolici, mai vede că să puneți Ave Maria. Nu mă deranjează. Oricum Tatăl nostru e creștin. Dacă sunteți musulman, aveți decât să recitați o ușură sau... Ce vreți voi? Ia ila hei ila alahu. De mai multe ori. Asta înseamnă nu există Dumnezeu în afară de Dumnezeu. Bun. Trimiteți... Deci, de ce vă spun? Energia unei mase de oameni este mare. Rugăciunea voastră este mare. Automat vă ajută mult. Și atunci este foarte important să trimiteți lumină în trecutul vostru. Ok? Bun. În general nu se trimite mai mult de 5-10 minute. Apropo de Reiki și cealaltă sisteme neo-Reiki. De ce nu? Pentru că actualizez prea mult. Da? Și atunci mă rup. Bun. Asta este transmiterea energiei prin Reiki. Sursa de lumină, zicem asta, vine prin palmele mele, eu trimit în trecut situațiilor din trecutul meu. Cu intenția vindecării trecutului meu. Oricare ar fi el. Eu am o întrebare. Te rog. Dacă trebuie să trimitem în prezent, ține tot așa sau așa? Deci acum vorbim despre karma. Ai o întrebare despre karma? Bun. Vorbim despre karma, despre trecut. Despre cum ne influențează trecutul prezent. Ok? Evident că în prezent se trimite la fel. Principiul este aceea, doar intenția este prezentul, nu trecutul. Totul este intenție. Dacă vizualizez viața mea în felul următor, aici este prezentul, aici este trecutul, așa este viitorul, mă rog, ziceam că trecutul este. În momentul în care vreau să trimit lumină, trimit taxa respectivă în trecut. Iar dacă vreau să trimit în viitor, trimit ca și cum ar vizualiza un tunel. Capătul este cerul, e Dumnezeu, trimit lumină către Dumnezeu, către cer. Păi e clar? Bun. Mai departe. Ia, vine un pic, te rog. Ia, strângem lumină. Ok. Bun. Din punct de vedere al creștinismului, cum pot să rezolv problemele prin intermediul creștinismului? Spovedanie. Postul negru. Spovedania. Știi, părinte? L-am omorât pe tata acum 1000 de ani. Păi vorbeam de karmă. Unde e viața asta? Bine, dar spovedania nu aduce cu sine energia iertării. Adică, până la urmă, îți cer iertare că ai făcut acest lucru și regreți. Și atunci... Și cu ce rezolvă? Spovedania are valoare în viața asta. Bun. Doar pentru tine. Păcatele din viața asta, în
Deci eu vorbesc de viața asta, nu de viețile trecute. Eu vorbesc de karmă, de energia care vine din viețile trecute, nu de prostiile pe care le faceți în viața asta. Și o să vă spun de ce. Karma pe care o aveți de plătit de pe voi și de pe familie, nu se compară cu nimic față de indiferent ce prostie ați face în viața asta, în afară de faptul dacă omorți un om. Vă e clar? Acolo sunt mai multe vieți. Clar. Pentru că acolo le-ați făcut pe toate. Da? Nu se poate să nu fi făcut să fii chiar atât de bunuț încât să nu fi făcut nicio tâmpenie. Mi-e greu să cred că a trecut unul care gândesc așa, prin 100 de vieți și n-a făcut nimic. Nu pot. Mă rog, n-am întâlnit-o. Ori fi, dar n-au venit la mine. Bun, revenim. Deci, referitor la karma. Și acum ne întoarcem un pic. Ați înțeles cum se rezolvă problema de karma? Dâneam poz negru, rugăciune, liturghie. De ce liturghia ca formă de plată karma? Hello. Liturghia, de ce e o formă de plată karma? Și pentru moșii și strămoșii tăi. O secundă. De ce este... Nu se aude aici? Pentru că tu plătești. Deci, de ce este liturghia o formă de plată karmică? Care lumina? Pentru că o plătești și pentru că trimite lumină se trimite lumină pe cei din trecutul tău care au contribuit și ei la karma ta fiind din același dată. Creștinii lui Dumnezeu. Pentru că intervine Iisus, măi! Prin liturghie înseamnă că tu accepti sau, da? Ca Iisus să preia din problemele tale și ale neamului tău. Asta înseamnă liturghie. Liturghie, Iisus a venit să ia păcatele noastre, dar nu poate să le ia dacă nu îi dai tu acordul. Deci eu când dau o liturghie, de fapt înseamnă că eu sunt de acord ca El să-mi preia păcatele. Mamă, ce favoare fac, nu? Ați înțeles cum e cu liturghia? Și atunci, evident că liturghia făcută pe neam, automat aduce, ajută la asta. Și vă dau ca și vindecarea arborelui genealogic. E o carte scrisă de psihiatru american sau american, nu mai știu exact. Și în el găsești. Asta el a pus bazele, chestia asta, prin intermediul liturghiei, apropo de... La noi era, dar el a înțeles principiul. Și asta în timp s-a dezvoltat și a ajuns să se folosească și în psihologie, prin intermediul constelațiilor familiale. Da? Vindecarea arborelui. Și după aia aici pleacă constelațiile familiale. Bun. Și asta înseamnă. Deci principiul prin care îl trimit lumină pentru rezolvarea problemelor de karmă personale este același cu principiul pe care îl folosesc pentru plata karmelor de neam. Da? Întrebări despre treaba asta, până acum. În liturghii, pe cine scriem, practic? Scriem pe cine știm din neamul nostru? Evident că da. Cu intenție să se ducă eventual și mai spate. Dar nu se adaugă cu cei vii și adormiți? Da. Putem să spunem cei știuți și cei neștiuți? Cu cei știuți și cei neștiuți, cu cei vii și adormiți. Absolut, da. La fel, postul și rugăciunea trebuie să fie cu intenție, clar. Absolut, care... pentru așa ceva. Pentru mine, pentru păcatele mele, pentru karma mea sau pentru karma din mea. Că de asta ține post pentru cineva. Dacă ții post pentru cineva, trebuie să anunți, domnule. Nu înseamnă că anunți în mică, la monitor oficial. Da? Dar mă rog, relativ la Dumnezeu, trebuie să anunți că ții post pentru persoana respectivă. Da? Bun. Putem să ținem post sau liturghii și pentru karma altei persoane, karma de neam altei persoane? Bineînțeles că da, dar dacă vrei să-ți asumi să porți pe celor slavi, plătești și tu. Pentru că în momentul în care intervin, automat apare ispita și la mine. Chiar dacă tu plătești,
tu plătești, preotul se ține post, se roagă, dar pe undeva e și tu precursorul plății. Și atunci, automat, îți spare ispita și ție. Orice intervenție în karma unui neam, nu se poate face fără plată. Și cea mai bună plată e rugăciunea și postul. Și într-o căsătorie... Discutăm și despre relații. O secundă. Discutăm și despre relații. Deocamdată discutăm despre... Nu. Deci neam sunt numai mei, adică nu și ai soții. În sensul ăsta. Nu! În momentul în care te-ai căsătorit, asta părinții ei devin părinții tăi. Deci karma ei devine karma. Da. Bun. Deci, bine, dar am zis că discutăm de asta, că e separat. Acum mă interesează karma voastră, karma neamului vostru. Și pomenile. Cât timp trebuie să facem? Până când? Până când, asta zic că era. Până când DBF-ul este maxim. Fiecare, deci există un EBF de neam, măi. EBF-ul, există un EBF personal, bineînțeles, asta e noutate, o să învețe și la anestezia cu ocazia asta. Da, există un EBF personal și există un EBF de neam. EBF-ul de neam fiind în felul următor. Da, mie place că pot să-i mai învăț și pe alții. Am mai trebuit să-mi dea și mie niște informații, așa. Nu prea mai venit informații la mine. Deci ăsta sunt eu, da? Ăștia sunt părinții mei. Ăștia sunt părinții părinților mei. Da? Ăștia sunt părinții părinților părinților mei. Da? Ăștia sunt părinții părinților 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 părinților. Mă rog, înțelegeți voi ce vreau să spun, da? Fiecare face câte o tâmpenie, da? Tang, 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 tang. Fiecare face tâmpenia lui. Evident că suma asta de energii create dă un EBF. Corect? Da. Asta este un EBF de neam. Și în funcție de EBF o să îți dai seama cam ce valoare are un neam sau nu. Dar pentru că degeaba e el băiat bun sau înger întrupat, bă, dacă EBF-ul de neam e 30, te bubuie. Clar. Vă e clar? Ca să înțelegeți principii. Și care sunt parametrii normali pentru un EBF? La moară mama, dacă știu. Nu poți să te duci pe sus. Nu știu. Adică nu știu. Cum să spun eu? Eu știu că, ca, precum și mai normale, BF-ul, ca să fie un BF-ul cât de cât, da, 80, da. Trebuie să fie peste 81. 81. Dar nu cred că poți, adică nu poți să ajungă 100 niciodată, nu văd. La un neam? Da. Ba da, un neam care bine, se mântuie. Dacă e, da, se mântuie. Un neam care se mântuie. Da? Bun. Okay. Dar acum nu discutăm de asta. Pe noi ne interesează ca să înțelegeți cum vă afectează BF-ul neamului pe voi. Evident, dacă BF-ul neamului meu este mic, ce e bine? Deci, să zicem, EBF-ul neamului meu este mic. Și eu, să zicem, am un EBF un pic mai mare. Ca să nu mă afecteze, ce e cel mai bine să fac? Să plec cât mai departe. Ai înțeles? De ce? Pentru că, automat, cu distanța se mărește și se micșorează și capacitatea de a te influența. Păi evident că dacă trăiesc cu tot neamul în familie, știți cum e la italieni? Bunicul, cu bunica, cu străbunicul, cu mama mare, cu așa. Evident că avem așa. Este familia aia, sandwich. Sandwich, da? Și automat asta mă influențează, ca o subpersonalitate. Da? Bun. Dacă sunt plecat, și acum poate înțelegeți de ce unii dintre voi sunteți plecați departe de casă. Dacă sunt plecat, ăsta, în loc să fiu aici, eu sunt miezul, da? Din mijlocul neamului. Sunt aici. Și mai rămâne o coardă. Care mă influențează. Dar nu mă influențează ca și cum aș fi în mijlocul lui. Și ca și cum aș trăi nas în nas cu el. Bun. Asta este EBF-ul, deci karma de neam. Evident. Vindecarea karmei de neam se face la fel. Pomeni. De ce pomana este o formă de plată karmă? Pentru a îmbunătăți prezentul, nu? Da, de ce e? De ce pomana, știi? Că nimeni, în catolicism nu există pomana ca formă de plată karmică. Pentru că ne învață să fim milostivi. De iubire și smerenie.
Pentru că ai zis tot ce-o. Nu pot să mă stăm mai tare. Nu ai nicio legătură. Vă v-ați dat vreodată de mâncare unui câine? Da. Ați fost vreodată plin de tranci așa? Să dați de mâncare unui câine? Să face transfer. Să vedeți că se produce un transfer? Bine, pe el apucă bâțul și se începe să alerge peste tot. Că e pisui, că el începe să sară în toată ala. De ce? Orice dresor de câine o să spună, domnule, nu dați de mâncare unui câine după ce a fost afară. Că l-agitați. De ce? Pentru că se produce automat transferul de energie. Și automat ăla se urcă pe pereți, nu știi ce are. Și de fapt tu i-ai produs transferul respectiv. Și automat, asta se produce și la copii, numai la. Deci dacă tu ești încărcat negativ, te duci acasă, dai de mâncare copilul, tu explodează. Vă e clar? Asta se produce și cu soțul, și cu soție. Dacă tu ești nervos și de nu, e pupă. Așa se întâmplă. Asta e principiul transferului. Deci, automat, în momentul în care eu fac pomană, și de cele mai multe știi că sunt oameni sensibili, ăștia au și ei niște dorințe. Unul vrea ciorbă de burtă, altul vrea tort cu ciocolată, altul vrea... Înțelegeți? Și atunci când dau de pomană, ce se întâmplă? Îi liniștesc. Liniștindu-i, automat, ce se întâmplă cu asta? Scade. Voi trebuie să vă gândiți cum îmi rezolv problema asta de karmă de neam. Osul negru e o formă de plată karmică, da? Păi de ce? Rugăciunea. Îți pot o întrebare? Ți-a spus că în cazul în care dăm de mâncare unui câine și suntem agitați la sperăm. În momentul în care facem pomană, putem să facem tot așa. Deci poliva aceea să fie plină de energie. Da, dar o sfințește popa. Oh, tu ai făcut-o, s-a produs transferul, vine popa, o sfințește, deci energia aia se duce. Că asta este principiul sfințirii. Curățarea. Deci tu ai făcut-o, te-ai eliberat, vine popa, o sfințește. În momentul în care mănâncă ceilalți, nu mai au nimic. Ok? Nu, cum să spun eu, pomana nu înseamnă chermeză. Pomana înseamnă mâncare sfințită de preot. Și de obicei dată la săraci adevărați oameni cărora le e foame, nu la îmbuibați. Dacă la ei oameni îmbuibați, eu nu apreciază. Dar dacă le dai la oameni care apreciază, automat el se produce transfer. Bun. Asta este principiul eliberării karmelor. Evident, constelațiile vă ajută să rezolvați, să înțelegeți. Sunt lucruri care, mă rog, nu pot să le înțelegi. Nu au altă... Dacă e cineva în neam care s-a sinucis, nu poți să-ți dai seama. Dacă e cineva în neam care nu știu ce a făcut, n-ai cum să-ți dai. Prin constelații îți dai seama și, mă rog, deci găsește și afli. Dar, până la urmă, toate se rezumă la liturghii, pomeni, post negru, lumină trecută, trimisă în trecut. Vă e clar? Bun. Și acum o să începem să vorbim cum influențează karma relațiile. De ce e interesantă treaba asta? Pentru că știți cum e aia cu fac ce vreau, dar știu ce fac? Hai să vedem cum influențează karma spiritele, da? Și să vă fac un desen simplu. Știți ce sunt alea? Corzi? Stringuri. Legăturile energetice și spirituale dintre oameni. Bun. Aici e cerul. Și aici e pământul. Și aici avem un om. Și s-a născut un om pe pământ. Ăsta e un om care s-a născut pe pământ, da? Iubirea și ura, adică sentimentele extreme, prin iubire țărân și prietenie. Prietenie este o formă de iubire? Da. Bun. Jurămintele sunt o formă de coardă? Da. Bun. Știu, nu?
Deci iubirea, ura, jurămintele. Relațiile sexuale sunt o formă de coardă la sexualitate. Ce se întâmplă cu spiritul ăsta care e aici? Se zice, n-ai importanță ce e 1, 2, N, 10. Chiar n-ai nicio importanță. Ce se întâmplă cu spiritul respectiv? Hă? Poezile astea sunt puternice sau nu sunt? Sunt foarte puternice. Și atunci spiritul ăsta va coborî și el pe pământ. La un moment dat, în momentul în care coarda aia va avea putere maximă, el va chema pe pământ. Vă e clar? E simplu? E logic? Bun. În momentul în care se va naște, unde se va situa el? Foarte aproape de rapul care are conținut. Bun. Și ce poate să fie? Copil. Tată, fiu, mă rog, că l-ai născut deja. Poate să fie fiu, fiică? Da. Fiica-i cu doi de ei? Da. Poate să fie soț? Mai târziu? Mă rog, spiritul respectiv poate că e feminin, masculin, da? Soț, soție. Poate să fie amant? Amant? Da. Da. Poate să fie elev? Da. Da. Ce mai poate să fie? Maestru? Da, poate să fie și maestru. Șef. Poate să fie șef, poate să fie subalter. Ce mai poate să fie? Soră, frate. Soră, frate, corect. Animal de companie. Poate să fie animal de companie? Da. Da, dar nu din cer. Nu. Adică animalele de companie sunt de aici sau de aici. Da? Nu vin din cer. Sorry. Pentru că dacă ar veni din cer, n-ar fi animal de companie. Nu poți să naști animal de companie dacă vin din cer. Da? Bun. Pentru că aia înseamnă regresie și Universul e făcut să progreseze, nu să regreseze. Deci animal de companie te naști dacă în altă viață te-ai drogat, să ai băut atât de mult încât ai uitat cine ești și nu mai știi cum te cheamă. Deci ți-ai pierdut conștiința de sine într-un asemenea hal încât te-ai dezumanizat. Atunci poți să te naști într-un animal. Corect. Bun. Și vine pe pământ, da? Deci am înțeles cam care sunt relațiile karmice și de ce suntem apropiați. Și am luat-o de la... Am luat-o de la cel mai simplu la. Hai să vedem cum evoluează relațiile karmice, relații karmice, părinți, copii. E foarte important pentru că trebuie să înțelegeți cum evoluează viața voastră, știți? Și să înțelegeți relațiile voastre cu copiii voștri. Păi de câte feluri sunt relațiile karmice? De iubire sau de ură? De iubire sau de ură. Pot să fie... Da. Hai să zicem, sexualitatea o băgăm la iubire, da? Bun. Și atunci... Ce relații ai? Deci tu ești părinte, da? Și ai un copil. E clar că există stringul ăsta, da? Care poate să aibă conotație karmică de iubire sau de ură. Ok? Bun. Ce se întâmplă? Și cum putem să analizăm pe fiecare în funcție de cel dat? Ce? La un anumit moment, acest tip de relație va deveni manifest. Este o relație oglindă. Deci, tu ca părinte, ești oglinda copilului tău, iar copilul este oglinda ta. Bun. Ce înseamnă asta? Fiecare reprezintă o fațetă a ta. Corect? Bun. Și vă dau un exemplu. Și analizăm un caz. Foarte interesant, că mie îmi place și mi-e drag rău.
Pentru că e cel mai ușor de înțeles. Preot. Are doi copii. Unul e preot. Și unul e recuperator. Domnule, în universul ăsta nimic nu se întâmplă întâmplător. Deci trebuie să vă iasă în cap întâmplare. Nu există întâmplare. Nu există întâmplare. Da? Undeva acolo Dumnezeu a lăsat să se întâmple. Nu era niciodată cu spatele. De văzut a văzut. De prevăzut a prevăzut. Totuși s-a întâmplat. Și voi trebuie să vă întrebați de ce s-a întâmplat. Da? Interesant, nu? Unul preot, altul recuperator. Da, recuperator de la balon, tranganul. Deci nu credeți că e de la care e de la recuperare creanței și te sună știți de deplătit rata. N-ați plătit rata la televizor. Nu e de la. E de la. Da? Bun. Și omul plângea. Cum, de ce mi-a dat mie Dumnezeu doi copii ca tine? Și n-a înțeles un lucru elementar. Că și Dumnezeu are și un Mihail și un Domn Luc. Și o lumină și o umbră. A? Era umbra lui. Era o oglindă lui. El manifestase în viață toată lumina, numai lumina, dar umbra a ieșit pe undeva. Și a ieșit. Știi cum zicea Părintele Argatu? Domnule, trebuie să ai în viață cel puțin 10 copii, poate nimerești unul bun. N-am zis eu. E mai greu pentru femei. Da, corect. Dar, n-am trebuit de idei. Hai, apropo de treaba asta, domnule, știți, și nu e dovadă de misoginism. Eu nu cred și nici nu cred că trebuie, adică nu cred că trebuie închinat o statuie unei femei că face un copil. Știu că a scris în cap. Adică, și mai ales ca o chestie. Dom'le, știți ce? Dom'le, se nasc sute de mii, milioane de copii în fiecare clipă. Deci vreau să vă spun ceva. A face un copil nu este un lucru extraordinar. O fi extraordinar pentru voi, că doare, că aia, că aia. Dar nu este extraordinar nici măcar în privința cerului. Este o misiune personală. Punct. Asumată sau nu? Punct. Dar, credeți-mă, nu se... Știți cum? Nu cade cerul din cauza acestei misiuni personale pe care ați împlinit-o voi. Da? Câți copii ai născut? Eu? În viața asta? Nu ai. În viața asta, nu. Nu în viața asta. Am avut copii în alte vieți. Și mi-am asumat. Și mi-am crescut singur, așa că nu vorbești cu mine. Adică cu mine nu... Eu sunt genul care mă duc și îmi bag picioarele în tot. Și mă descurc. N-am nevoie de nimeni și de nimeni. Adică nu o să atârn. Nu sunt genul. Nu pot. Și așa am fost și ca femeie. Cred că am iritat toți bărbații. Am fost cam stârfă, dar, mă rog, în limbajul... A fost cam... Adică n-am avut o problemă, dacă mi-a plăcut. Că mi-a cam plăcut. Am stat să mă uit. A fost o parte interesantă a vieții mele. Dar în altul de idei, copiii mei, eu, crescut singur. N-am stat, n-am avut boli, n-am avut boli, să așa de genul ăsta. Pe bolă. Eu când le-am avut, mor. Dar asta e viața... bărbații nu mai sunt bărbați, femeile nu mai sunt femei, asta e lumea în care trăim. Cum să spun eu, bisexualitatea asta, tocmai a creat treaba asta. Tocmai a produs această scindare. De asta nu mai fac femeile decât un copil sau doi. Nu pot! Nu pot psihic, nu pot energetic, nu pot... Nu pot. Deci nu au... Nu pot să facă ca bunica sau bunica, nu. Străbunica. 10. 9 au. 30. Și doi au murit și au rămas 7. Și
rămas vreo 3 ani. Deci nu mai, psihic nu mai poate, nu duc. Înțelegeți? Dar bine, nu sunt de bine, să nu credeți. Organismul uman nu mai are această capacitate de regenerare. De ce? De ce? Din cauza alimentației, din cauza stresului, din cauza lipsei de credință, din cauza alterării genomului, din cauza, am zis, alimentației? Da. Mâncăm prost. Mâncăm prost, nu mai e înăuntru tot ce trebuie. Nu, nu mai e, spun eu. Indiferent ce mănânc, am văzut. Când o să faceți voi la distezie, măsurați și o să vedeți că mâncarea nu mai are aceeași valoare ca acum 10 ani și poate mai puțin aceeași valoare acum 20 de ani și tot așa. Și automat, bărbații mai puțin testosteron, femeile ars hormoni și ne tăs. Din păcate, da? Asta e. Asta este... Bun, asta încercam să vă spun. În momentul în care aveți niște copii sau sunteți copiii unor părinți, pentru că eu vă spun și din perspectiva copilului, nu vă mai plângeți de părinții voștri că vă plângeți degeaba. Sunt oglinzile voastre. Tatăl vostru e oglinda voastră yang, mama voastră este oglinda voastră yin. Cum sunteți yin, așa este mama dumneavoastră, cum e yang tatăl, așa sunt ascuns voi ca bărbat. Mama ne ducea cu tramvaiul la credință. Nu mai tine să duc copilul ăla. Ai cum? Nu. Puterea aia nu e. Înțelegeți? Bun. Revenim. Că de-aia se pune că dacă un călugăr se mântuie și mântuie tot neamul. Că ea nici măcar nu știu ce vorbesc. În mănăstire. Cum adică un călugăr dacă se mântuie și mântuie tot neamul? Păi pot să mă mântui eu. Dacă nu rezolv inclusiv karma de neam, nu mă afectează supersonalitatea neamului? Și atunci dacă am rezolvat supersonalitatea neamului, înseamnă că mi-am mântuit neamul? Punct. Dar ei nici măcar nu știe ce vorbește acolo, în mănăstire. Bun, mai departe. Revenind la... Că ne-a întrerupt domnișoara. Care a venit de la Atos. Bun. Deci. Părinte, copil. Fiecare reprezintă o oglindă pentru celălalt, da? Părinți, copil. Mamă, tată, copil. Principiul yin, mă rog, yang. Principiul yin. Copilul este ca un fel de fotografie, să zicem, oglinda mea, într-un anumit moment. Că dacă fac copii peste 10 ani, m-am schimbat, o să am altfel. Evident. Absolut. Da. Fiecare copil este oglinda ta la momentul respectiv. La care moment e oglinda? Stai că poate să fie moment și la momentul nașterii, dar și el se transformă. O secundă. Că și copilul se schimbă. Pentru că principiul oglinzii rămâne... Principiul oglinzii rămâne toată ziua. Dacă mă schimb eu, este posibil să schimbe și părinții mei? Absolut da. Păi de ce? Haideți să vă spun ceva. Ca să înțelegeți principiul schimbării mele. Dacă eu mă schimb, în mine există supersonalitatea maternă și paternă? Da. Bun. Dacă eu mă schimb, nu schimb în perspectivă și pe supersonalitatea maternă și paternă? Și atunci nu înseamnă că la nivel interior se schimbă și părinții mei? Ați înțeles? În perspectivă sau acum? Ei, în perspectivă, măi, nu o să se schimbe. Adică m-am schimbat acum și gata. În perspectivă înseamnă ani. Nu înseamnă de azi pe mâine. Da, se vindecă mai ales relațiile dintre voi. Pentru că, în definitiv, tu n-ai cum să-i schimbi pe ei. Pentru că ține de alegerile lor. Adică, ok, uite, eu mă schimb, duc la cursul și îmi fac iniție. Dar asta înseamnă că și taică nu se ducă să facă lucrul ăsta. Da, să schimbă relația mea față de el. Cel o să aibă altceva. O să aibă și atracția, pentru că eu transfer eu. O să aibă atracția către ezoterist. El nu știe de unde vine, nu? Dar eu transfer eu. Suflete. Fiind de mare. Nu se schimbă pentru că se deci, unu. Tatăl meu e în mine. Da, o secundă. Poți să dați un pic?
Deci tatăl meu și mama mea sunt în mine. Eu, câteodată îl manifest pe mama, care e foarte îngăduitoare și mult prea îngăduitoare, până la un moment dat când îi se pune pata și s-a încheiat. Taică-meu care era coleric, da? Și atunci am cele două forme de manifestare. Bun. În momentul în care analiza personală te duce la tine. Ăsta sunt eu, da? Deci nu manifest nici pe mama, nici pe tata. Bun. Dar în momentul în care, dar ele există în mine, și atunci au tendința să apară. Când subpersonalitatea paternă, când se subpersonalitatea maternă. Dar în mine există un dialog. Care la un moment dat spune, băi, nu fac așa. Adică nu mai sunt așa slăbuți și bunuți ca mama, că mănca legăște. Da? Dar nici ca tata, bă, nici nu mai țip ca tata. Dar dialogul ăsta există. Și atunci schimbarea mea determină schimbarea subpersonalităților. Care subpersonalități, să știți că de fapt, în realitate, sunt ce? Programe. Nu, ești tot tu. Ești tot tu. Sunt sinele părinților noștri. Haideți să vă explic. Voi judecați, facem o altă chestie. Ăsta este pământul. Înțelegeți, da? Și ăștia suntem noi. Și asta ești tu. Asta e mama. Ăsta e tatăl. N-am făcut cu capul mai așa. Bun, ăștia sunt părinții. Unde este sinele ăsta nostru? Teoretic, într-o zonă. Să zicem, într-o zonă temporală, da? În zona asta temporală sunt toate sinele tuturor oamenilor, da? Bun. Deci, sinele lor sunt de fapt aici. Deci, dacă eu îmi vindec sinele meu, nu am, ținând cont că sunt în relație cu părinții mei, vindecat și sinele părinților mei care sunt în acel loc? Da, depinde de ei cum se manifestă mai departe. Deci, o secundă. Eu nu pot, pe mine, da? Pentru că, da, problema e corect. Numai că, ceea ce e mai important lucru în vindecare, nu este vindecarea manifestării exterioare. Corect. Și este vindecarea sinelui. În momentul în care sinele se vindecă, se vindecă și exterior. Corect, pentru că până la urmă necăutățile vindecăm pe noi. În primul rând. În momentul în care mă vindec exact, eu, și atunci vedem automat, le văd lucrurile altfel, automat ei percep oglinda mea de la nivel de sine, deci ei nu mai au de ce să certe cu mine la nivelul ăla, și la un moment dat, în exterior, ei zic, bă, dar de ce să mă cert? Că până la urmă, parcă nu. Numai imbolul. Imbolul vine de aici, nu de aici, nu din cap. Imboldul unui lucru vine de la nivel de sine. Deci vindecarea sinelui meu, automat duce la vindecarea, inclusiv a sinelui, părinților noștri. Deci dacă părinții noștri nu sunt vindecați, este nici pentru că noi nu ne-am vindecat cumva. Deci asta e valabil și în cazul familiilor care au copii. Nici părinții nu le acceptă orientarea toată viața. Aia e problema părinților, până la urmă. Dar să știți că nu e numai problema părinților. E și problema... Părerea mea este că în ceea ce îi privește pe homosexuali, ei sunt cum sunt, tocmai pentru că și ei, la rândul lor, când au fost hetero, nu i-au acceptat pe alții. Adică, să zicem, tu ești young, da? Și nu suporți homosexual, da? Bun. În momentul în care treci într-un trup in, ai rămas young. Corect? Impulsul tău este relativ la femei și iubirea și sexul și tot. Corect? Bun. Deci ești devii gay. Bun. Devenind gay, ce se va întâmpla în părinții tăi? Va polariza exact lucrurile pe care tu nu le-ai vrut altă dată. Deci problema nu sunt părinții tăi. A tine, ca un om care ești gay și care nu ai acceptat. Este, de fapt, manifestă neacceptarea ta asupra propriei tale sexualități. Așa, și dacă persoana respectivă își acceptă, da, propria sexualitate și e ok, e liniștit că e așa. Și părinții tot nu acceptă. Deci înseamnă că, totuși, pe undeva... Deci, haideți să vă explic. Asta cu oglinda.
ăsta sunt eu, da? Și ăștia sunt părinții mei. Ceea ce am făcut eu greșit altă dată, ca energie negativă, unde o să se transferă? Pe părinții mei. Deci dacă eu sunt în disonanță cu părinții mei, este pentru că nu s-a rezolvat problema pe care am făcut, nu s-au rezolvat greșelile mele de altă dată. Poate să fie și o plată karmică pentru părinți. Nu, poate să fie o plată karmică și pentru părinți și pentru tine. Pentru tine, pentru omul respectiv. De ce? Foarte simplu. Pentru că dacă eu, în altă viață, am avut un copil homosexual, nu l-am acceptat. L-am aruncat pe stradă, din cauza asta, automat o să trec în aceeași situație. Până o să înțeleg. Că iubirea trebuie să fie cum? Necondiționat. Întrebare, prin părinți, înțelegeți doar părinți biologici sau părinte este și acel părinte care își crește copilul, să zicem, de la 3 ani? Hai să vă spun ceva. Nu neapărat. Nu există întâmplare. Da? Deci nu există că întâmplător ajunge un copil la o familie. Sau întâmplător se recăsătorește cineva. Bun, exact. Dacă se întâmplă treaba asta, este pentru că pe undeva există foarte rar sunt relații neutre. Dom'le, n-am nimic de a face cu copilul respectiv. Există și așa ceva. Dar de la un mic nivel încolo, n-am să discutăm. În general, inclusiv relațiile cu părinții adoptivi sunt relații karmice. Și în general, relații de iubire. Nici nu știi de ce te duci și iei un copil de la orfelinat pentru că nu mai poți. Nu poți să renunțe. Și relația este karmică. Fie de iubire, fie de ori. Deci, revenind, indiferent ce manifestări au părinților noștri, păi, hai să pornim altfel. Pornim din perspectiva perfecțiunii. Eu sunt perfect. Da, domnule, trebuie să pornim de la... Deci, ăsta sunt eu și sunt perfect. Da? Bun. Atunci, cum o să fie părinții mei? Perfect. Deci se poate întâmpla ca un om perfect să aibă niște părinți imperfecti? Se poate întâmpla ca un om imperfect să aibă niște părinți perfecti? Da? Bă, dacă ați fi pe pământ, dacă sunteți pe pământ, înseamnă că nu sunteți perfecti, că ați fi în cer. Deci să vă fie foarte clar. Oricine se naște pe pământ este pentru că are o doză de imperfecțiune sau ceva de învățat. Punct. Asta este principiul. Deci nu venim pe pământ pentru că salvăm și să mântuim noi lumea. Nu. Ăla e un rol care s-a luat. Noi venim pe pământ pentru că avem și noi imperfecțiuni. Și cu cât o să acceptați mai repede faptul că aveți o imperfecțiune care trebuie rezolvată și că nu degeaba sunteți pe pământ și că aveți ceva de schimbat la voi, atât o să vă fie mai ușor pe planeta asta. Bun. Deci eu sunt perfect, părinții mei sunt perfecți. Doamne, dacă văd o imperfecțiune aici, ce se întâmplă? Cu am și eu. Dacă văd o imperfecțiune aici, ce înseamnă? Cu am și eu. Cum văd că m-am schimbat? În momentul în care asta dispare. Și nu dispare la mine. Văd că dispare unde? În oglinda mea. N-are importanță. Acum putem pe orice principiu. În oglinzi. Deci eu atrag oamenii, un anumit tip de oameni, atâta timp cât am o anumită formă de imperfecțiune. N-am tot de idei. Nu poți să judeci un om pentru cum era acum 10 ani. Sau pentru cum era acum 5. Sau pentru cum era acum 3. Pentru că oamenii fac saltul. Deci, mai e o chestie. Voi aveți tendința să judecați oamenii. Deci ai văzut un om, te duci și îl întâlnești peste 5 ani și îl tratezi la fel. Oamenii se schimbă, chiar dacă voi nu vedeți. Și nu puteți să-l schimbați prin obiecțiile lui care le-a avut când s-a născut. Că nu mai sunt valabile. Pot să fie mai bune sau mai rele. Depinde de el. Depinde de el de ce a făcut. Da? Deci automat nu mai există nici asta. Dacă dispare asta din oglindă, înseamnă că a dispărut astfel. De fapt, voi o să vă dați seama de oamenii pe care îi întâlniți
adică de voi, în funcție de oameni pe care îi întâlniți. Da? Bun. Mai departe. Altceva. Ce vreți voi să știți? Tot eu vorbesc singur? Jurămintele de camaraderie. Da. Oricum, ele sunt tot. Se reflectă tot în carne. Bun. Da. Jurămintele de camaraderie, evident că există, da? Să ne ajutăm unii pe alții până când... Mai ales pe front. Și nu e pe front. Erau jurămințele cavaleilor, erau jurămințele... Da, și cele de supunere, față de rege, față deci, de... Problema este foarte ușoară, să știți. Să nu crezi că iată... Dom'le, am un jurământ de castitate, cum îl dezleg? Un jurământ este o energie. Da? Acum dau din casă. Să vă spun să nu vă spun. Nu ați pacient. Numai eu pot să dezleg jurăminte de casă. Numai eu pot. Băi, e atât de banal. Orice jurământ este informație și o energie. Corect? Da. Bun. Asta presupune că eu trebuie să anihilez. Ce? Informație. Bun. Cea mai simplă formă de anihilare de informație care e? Rugăciune de dezlegare de jurăminte sau blesteme. Care există molifelnic. De ce? E foarte simplu. Când mă refer la un jurământ, mă conectez la jurământul respectiv, în momentul în care eu mă conectez la asta și fac rugăciune, de fapt, ce-i fac? O sublimez, mă. Și asta mai poate fi sublimată cum? Orice rugăciune, orice informație și energie. Deci orice jurământ este o informație și energie. Poate să fie sublimată prin sport? Da! Poate să fie sublimată prin ec... Cum se cheamă? Prin... opus? Adică am un jurământ de castitate. Ce trebuie să fac ca să-l sublimez? Vorbesc serios. De ce? Păi de-aia, pentru că, în măsură ce se anihilează treaba aia. Un jurământ e ca un blocaj, ca un baraj. Da? Dacă e ca un baraj, atunci, făcând exact opusul, deblochezi. Ce înseamnă asta în psihologie? Cum se numește? Expunerea la stimul. Vă e clar? Dar, întrucât oamenii sunt puturoși, primii dată e ca popa să-l dezlege. Ar putea să o facă singur. Nu pot să mă dezleg. Da. Vorba aia, dacă n-ar fi ce am mai face noi, terapeuți? Dacă s-ar rezolva tot. Deci, în principiu, orice jurământ, orice blestem, este informație și energie și toate se rezumă la transformarea, adică ștergerea informației și înlocuirea ei cu una pozitivă. În asta se, cum se face asta, de exemplu, în NLP? Se poate face prin NLP treaba asta? Da. Bineînțeles, eu descoper programul. Am un jurământ de la... Le-ați întâlnit pe alea? Am să fiu a ta pe veci. Ei, asta cum o să o înlocuiesc? Să mă înlocuiesc cu altceva. Și asta se face prin neuroprogramare lingvistică. Dar eu trebuie să-mi dau seama. Adică trebuie să descoper jurământul respectiv. Evident, îți trebuie ceva timp până îți dai seama de un ăla. Copii, luăm o pauză. Întrebați-vă la... Adică gândiți-vă și voi la întrebări. Eu temeam. Da? Am o problemă cu homosexuali. Da? Și îi blamez, și îi ostracizez, și îi... Ce creezi? O energie. Deci creezi o energie. Energie care a cui e? A cui este energia asta? A mea.
Și fiind energia mea, ce se întâmplă? Le-am încurcat? Și fiind a mea, ce se întâmplă? A? Asta nu. Și fiind a mea, automat, mă trage. Unde rămâne energia asta, știți? Nu cred că dacă plec, unde rămâne? Altceva. Hai să luăm altceva. Nu e adevărat. Bine, rămâne undeva și unde am emis. Dar uite, facem un exercițiu de imaginație, da? Eu sunt preot. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Am ajuns la nivel de cer 8. Da? Bun. Dar, pe pământ, am blamat femeia. Am considerat-o vinovată de toate rele. Am chinuit-o. I-am făcut toate alea. Și am considerat că ea trebuie să întoare, că dacă o bate un bărbat trebuie să stea lângă el, dacă n-ați auzit termenul, dom'le, dacă te dă afară pe ușă, intri pe geam? Da. Asta preoții l-au inventat, da? Bun. Ce se întâmplă cu energia aia? Se întoarce. Unde rămâne? La nivel. Cum se rămâne la nivelul ție dacă este de cer 8? Pe pământ. Unde pe pământ? Hai, voi ați făcut și Shambhala. N-ați înțeles nimic din Shambhala, voi. Hello! Deci nu spuneți prostii, mai ales cei care au inițiat, că mă urc pe pereți. Steaua Pământului. Steaua Pământului? Steaua Pământului e o ceacră. Păi, în zona aia. În magma. Care, unde, deci... Steaua Pământului este ceacra care deschide către. Da? Deci aici rămâne energia respectivă. Care e a mea. Pot să stau aici, în cer 8? Nu. De ce? Că mamă strică. Voi trebuie să țineți minte. Voi trebuie să vă nașteți să faceți curat. După voi. Orice faceți. Și atunci voi coborâ pe pământ. Evident am avut o problemă cu femeia. Ce se va întâmpla? Voi fi femeie. Și uite de ce se numesc femei care la nivel de sine sunt bărbați. Și trebuie să rezolvăm problema asta. Bun, energia asta. Prin cine se va manifesta? Prin ce vorbești? Ce vorbești? Prin tata. Prin tata. Prima oară prin tata. Care va ostraciza ce? Pe mama. Pe mama. După aia se va manifesta prin cine? Prin iubiți. Soți. Dacă mie mi s-a părut firesc să înșel, ce se va întâmpla în următoarea viață? Voi fi înșelat. Voi fi înșelat. Da? Și dacă am avut ideea asta, și dacă am avut ca îngeri ideea asta, că bărbatul e superior și bărbatul trebuie să facă așa, în momentul în care te naști ca om, vei trece prin experiența aia, să vezi că nu e chiar așa. Că mi s-a pus întrebare. Dar de ce trebuie să suferă îngerii care nu au fost niciodată întrupați? Da, dar ei au fost îngeri păzitori ai unei oameni. Și oamenii respectivi, înainte să trezească, s-au manifestat ei. Și ei au făcut niște acțiuni. Și acțiunile respective, chiar dacă le-a plătit Dumnezeu, că pentru îngeri plătește Dumnezeu, așa e modelul. Da? Da? Adică e ca și cum eu, guvernul, mi-aș trimite niște spioni într-un loc, ei ar fi prins și eu mi-i răscumpăr. Vă e clar? De ce plătește Dumnezeu pentru îngeri? Și de asta ei pot să facă așa o libertate în acțiune, atât timp cât fac voia Dumnezeu. Bun. Da? Bun. Prin cine se va manifesta? Deci eu sunt aici femeie, da? Îi facem și pustiță. Energia respectivă a mea se va manifesta prin ăsta relativ la mine. Persoanele care te afectează pe tine cel mai mult. Că dacă n-ai avut tată, o să se manifeste prin iubit. Deci se manifestă, nu prin persoanele, ci prin persoanele din apropierea ta. Da. Indiferent cine e. Nu e... Da. Bun. Dacă eu... Deci orice am făcut altădată, se păstrează ca energie la nivel de magmă și mă va afecta în perspectivă.
Sublimarea presupune să-i dau drumul. Dat tu drumul, nu poți să-ți dai seama ce e până nu-i dai drumul. După ce îți dai seama ce e, poți să o sublimezi. Poți să o sublimezi înainte? Nu, că nu știu ce e. Nu simți. Asta face Shambhala. Poți să-ți faci la față problemele pe care le-ați creat altă dată și care o să se manifestă unde? Prin cei din jur. Ok? Adică, dacă ați fost geloziți, dacă ați fost, nu știu cum veți se va întâmpla aia, dacă a fost, nu știu, se va întâmpla aia, în funcție de ceea ce ați făcut voi, altă, da. Întrebare, această altă dată este neapărat cea mai recentă viață? Nu. Nu, adevărul e că toate informațiile despre voi sunt stocate cam în același, la același nivel. Singura chestie care diferă este energia care rămâne în magmă. De ce? Păi magma din Franța e alta decât magma din România. Dar pe măsură ce cureți din ce ai, vine din celălalt. Deci vii și cureți, și cureți, și vine altceva, și iar cureți, și iar vine. Până la un moment dat când se încheie. Când se încheie, s-a rezolvat cu problemele karmice. De asta nu se poate spune, bă... Adică e foarte greu să cuantifici că sunt întrebat și eu când îmi rezolv problemele astea karmice. Deci cineva care a început de un an, asta îmi place, știi? Se chine și el de un an și zice, dar eu când mai termin problemele astea karmice? Și zice, băi, dacă ai făcut numai tâmpenii vieții întregi, poți să rezolvi cu un Tatăl nostru? Voi trebuie să înțelegeți că chestia asta cu... cu plata, este în felul următor. Păi dacă eu am creat energia asta, pot să contrabalancez cu informația și energia asta? Nu-mi trebuie o energie egală și de sens contrar? Ca să o sublimez pe asta, nu-mi trebuie o energie egală și de sens contrar? Așa că vreau să vă spun ceva și asta nu e o veste foarte bună. Frățile karmice, eu vă doresc să rezolvați viața asta. Și pale poase și karma de... Da. Mai trage-o dată. Canalul să plec. Oricum îmbunătățindu-vă viața, deci dacă învățați, și totul se rezumă la a-ți reașeza viața, a spăti ce ai de plătit în perspectiva unei vieți mai bune. Adică Universul îți oferă foarte multe variante. Deci eu vin de aici, da? Și aici urmează un nod temporal. Hai zicem că am trei variante. Și la un moment dat urmează alt nod temporal, care are patru variante. Și de aici, dacă ei, urmează altul, care are cinci variante. Și aici altul care urmează șase variante. Da? Să zicem că tot ce e de aici este pozitiv și tot ce este de aici este negativ. Deciziile mele mă îndreaptă ori spre plus, ori spre minus. Evident, pot să mă întorc. Mă duc la minus. Mă duc la minus. Mă duc la minus. Mă duc la minus. La un moment dat pot să mă întorc. Dar întoarcere la planul ăsta, cum se face? Greșit. Rău. Și greu. Rău. Deci cu cât te îndepărtezi mai mult de traseul tău, ăsta e un traseu, să zicem, neutru. Cu atât întoarcerea se face mai greu și cu părți mai mari și cu suferință mai mare. Nu există suferință fără cauză. Țineți minte treaba asta. Nu există suferință fără un motiv. Și atunci trebuie să căutați în trecutul vostru să vedeți unde este cauza pentru care eu sunt în suferință. Fără să blamez pe nimeni.
cel mai bun om lângă mine se poate transforma într-o fiară. Un singur motiv. Un singur amănunt. Dacă are voie. Și dacă are voie, ce am făcut eu, ca omul respectiv, să facă treaba asta? Pentru că relativ la mine, nu mi se poate întâmpla nimic fără voia lui Dumnezeu. Corect? Dar nimic nu se poate întâmpla. Bun. Unde am greșit eu? De clipa de față sunt în suferință. Deci asta e o întrebare pe care mi-o pun și eu, să nu crezi că este, vă spun, e... Dacă nu sunt... Dacă sunt în echilibru, înseamnă că e ok. Când apare suferința, înseamnă că eu am greșit undeva. Unde? Ok? În altă ordine de idei. Dacă eu sufăr, trebuie să văd tendința mea, în momentul în care apărea suferința, era să schimb persoana de lângă mine. Evident că era de mine. Până când întâlneam aceeași situație mai târziu. Până când întâlneam situația aceeași mai târziu. Păstai un pic, că nu ar fi toate defecte. Și atunci mi-am dat seama, băi, stai un pic, că problema sunt eu. Și în momentul în care tu îți dai seama că tu ai problemă, da? Care ai probleme de relaționare, care ai probleme să stai cu cineva, că în momentul respectiv, de fapt, ce se schimbă? Se schimbă imaginea ta în oglindă. O întrebare se poate? Oricând. E seminar. Părinții care au copii cu probleme de sănătate. Da. De la naștere sau foarte mici. În orice caz. Este suferința și plata copilului sau plata părintelui? Și. În primul rând, hai să vedem o chestie. Bolile astea pot fi boli genetice și boli congenitale. Corect? Bolile genetice înseamnă că există o informație și energie negativă la nivel de genom. Asta înseamnă că copilul respectiv a rezonat cu boala respectivă. Deci este problema lui. Bolile congenitale înseamnă că în timpul vieții intrauteru apare un defect de formare. Da? Care înseamnă că copilul nu are bolile genetice, dar totuși a venit o energie negativă care i-a întrecut protecția divină. Drept urmare, i-a modificat starea de sănătate, starea de vindecare, etc. Bun? Și atunci, ăsta poate să fie datorită ce? Karmei, de neam, scuze, sau personale a părinților. Dar, karma părinților. Să nu uităm că, totuși, Dumnezeu este un timp deștept. Dacă e un timp deștept și care vede înainte, asta înseamnă că El a prevăzut că va apărea această boală. Și a îngăduit-o. Dacă a îngăduit-o, vă dați seama că Dumnezeu nu este un tip care să fie nu părtinitor, cum să zic eu. Care să fie nedrept. Da? Deci e clar că din treaba asta are de învățat și copilul și părinții. Dar în ambele cazuri, problema se datorează și părinților și copilului. Pentru că dacă copilul are o protecție divină bună, atunci nu face boala congenitală. Dacă părinții nu ar fi făcut cine știe ce tâmpenie, n-ar fi apărut boala congenitală. Deci, este o problemă care ține și de părinți și de copii. Deci, este și lecția și plata și a părinților și a copiilor. Mai departe, deci, dacă este o boală genetică, se vindecă greu. De ce? Și boală congenitală. Pentru că vreau să vă spun ceva. Omul ăsta este făcut foarte frumos. Foarte, foarte frumos.
Adică dacă o să îl analizați și să-l studiați, o să vă dați seama că este o operă, da. Mie vreau să zic ceva. De când cunosc omul, mă lasă rece orice operă, da. Nimic. Nimic. Nimeni poate să fie și oricine. Eu când îi văd pe ăștia cu Picasso și cu Mona Lisa, cel din urmă om, pentru mine, este mai important decât cea mai mare operă de artă. Scuze, ăsta sunt eu. Bine, dar am ajuns la concluzia asta în momentul în care am văzut cum este creat omul. Bă, dacă Dumnezeu a făcut un om și a dat viață și el s-a născut și are corpul ăsta care este o mașinărie de nu vă puteți imagina ce potențial are. Bă, are el un motiv pentru care omul ăla trăiește. Și atunci nu pot să zic ceva rău despre un om. E greu. Pentru că dacă Dumnezeu a investit în el, mă, ultimul tâlhar, ultimul criminal. Cine sunt eu să judec dacă un om este bun sau rău? Nu pot! Nu mă lasă sufletul. Așa că din perspectiva asta, vă spun sincer, cel din urmă om, de pe planeta asta, este mai important decât cea mai frumoasă operă de artă și cea mai scumpă. Asta sunt. Ei! Mă știu de unde am plecat. Bun. Ei, ideea este orice gen, orice familie are o sensibilitate pe anumite gene. Având o sensibilitate pe anumite gene, automat, dacă tu o manifesti, înseamnă că problema este la tine. Dacă tu te-ai născut cu o anumită boală genetică, înseamnă că ai rezonat cu boala respectivă. Bun. Transformarea ei presupune o energie egală și de sens contrar. Ori, schimbarea genomului necesită energie foarte multă. Exemplu. Bomba de la Hiroshima, care, printre altele, a dat leucemii, cancere, care presupun schimbare de genom. Păi, vă dați seama, ei au trăit. Dar nu s-a schimbat decât acolo. A făcut punk la un cromozom. Vă dați seama câtă energie trebuie ca să schimbi o genă? Înțelegi ce vreau să spun? Bun. Și vreau să vă spun ceva. Am cunoscut tot un tip, a venit la mine la unul dintre românii care a fost, care a supraviețuit la Cernobâl. Nu știu dacă mai trăiește, pentru că atunci când a venit la mine, nu avea niciun câmp și curgea pielea de pe el. Pentru că îi se lasă dreptul divin la moarte? Nu putea să moară. Mine el a venit să mă întreb așa, zice, a fost foarte simpatic. Domnule doctor, eu știu că nu mă puteți ajuta. Deci am zis, da, să nu, stai de vorbă. Am vrut să mă întreb doar atât. Eu sunt Oppenheimer și am inventat bomba atomică. Yes. We can. Și am zis, da. Mulțumesc. Există o șansă să nu simt durerea? Nu știu. Mergi cu Dumnezeu. Nu l-am mai văzut. Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă aia karmă. Nici Hristos nu poate să vindece. Deci lăsați poveștile, că se vindecă tot. Nici Hristos nu a putut să vindece pe omul ăla și nu poate. Pentru că ca să vindeci un om, trebuie să faci bine la toți aia pe care i-a nenorocit. Și sunt cam mulți acolo în Tokyo. În Tokyo, în Hiroshima și în Nagasaki. Și nu numai. Ueka? Ce înseamnă karma? Crezi că se poate vindeca într-un om într-o viață? Sorry. Așa că vedeți dimensiunile karmei și de ce nu se poate vindeca un lucru. E vorba de energie. Cât are o karmă de aia de a fost eu ce a făcut el? Să fii gardian la Auschwitz e una, să fii comandantul lagărului de concentrare de la Auschwitz să ordoni moartea evreilor este tot altceva. Fiecare are altă karmă. Corect? Și fiecare o va manifesta altfel. Asta ca să înțelegeți ce înseamnă aia. Carmă. Altceva. Zi. Pandemiile, a cui plată carnică? Pandemiile? Deci pandemiile, în primul rând, presupun o entitate foarte mare. Da? Pentru cei care nu știu ce e a pandemie. Ciuma, da? Cholera, nu?
din câte țin eu minte, sunt niște pandemii, corect? Greșesc? Bun. Ideea este în felul următor. Băi, nimeni nu moare fără voia lui Dumnezeu, da? Și când se îngăduie o asemenea entitate, o asemenea entitate mare, este pentru că, la momentul respectiv, toate spiritele de la acel moment și-au încheiat misiunea personală. Băi, clar? Dacă un om face mereu voia lui Dumnezeu, sau se strătă? O secundă, numai. Ca să-ți dau un exemplu. Au existat pandemii? Da. Au existat oameni care au supraviețuit pandemiilor? Da. De ce au supraviețuit pandemiilor? Da. Nu, vă rog să citiți cartea de la San Michele. Și o să vedeți că l-a trecut și prin ciumă și prin coleră și prin două războaie. Și o să vedeți că dacă îi măsurați DH-ul, avea DH-ul mare. Și DH-ul ăsta era peste nivelul DH-ului la care rezistă ce? Virusii și bacteriile. Deci automat el nu putea să facă boală. Bun. Deci problema nu este de pandemie. Problema este... Deci pandemiile omoară spiritele de ție. Nu vă preocupă. A, ce? Eu mă rog pe aia pe care îi prinde. Care cum îi prinde? În Vechiul Testament, ați citit Meditații la Medicina Biblică a lui doctorul Pavel Chirilă? Bun. Citiți-o. Pavel Chirilă, Meditații la Medicina Biblică. Dă toate modalitățile de terapie care se regăsesc în Biblie. Și printre altele, la un moment dat vorbește că în momentul în care apărea o pandemie, mai mari și mai bătrânii satului. De ce mai mari și mai bătrânii satului? Pentru că erau curați, așa nu mai făceau sege, deci erau curăței așa, aveau de hașumare. Făteau un rugăciune, că altceva nu mai avea ce să facă. Și atunci mai mari îi luau așa alaiul și la fiecare punct cardinal, deci înconjurau localitatea, satul, prășelul respectiv, era sat, cât vedeți că era. Înconjurau și la fiecare punct cardinal făceau o rugăciune. Și o încheiau de unde a plecat. Ce realizau eu? Un cerc energetic. De vibrație de care? Mare! Care ce făcea? Oprea ce? Entitatea. De asemenea, niciun om nu avea voie să intre sau să iasă din sat până nu se termina moartea. Ați înțeles? Bun. Pandemii nu se pot întâmpla în România. De ce? Și asta, dar mai e o cauză. Avem călugări. Și din cauza asta, dar nu asta e cauza. Nu și de asta. Avem, nu, avem multe biserici. Și am avut multe biserici. Vreau să vă spun ceva. Entităților mari care produc pandemiile. Și asta n-am zis-o eu. Deci mi se pare că în atacul psi am pus asta. Există un experiment făcut de nemți. Parcă. Nemții au demonstrat că orice pandemie are un epicentru. Asta au descoperit într-un cămin, într-un campus universitar, unde a început o pandemie virală. Nu știu ce era. Mă rog. Și au descoperit că primul caz a avut loc într-un cămin și pe măsură ce se îndepărta de cămin, numărul cazurilor scădea. Și au demonstrat că există un epicentru. Bun. Ca să existe această pandemie, trebuie să existe entitatea. Că boala nu e dată de virus, ci de entități, informații și energie. Bine, la ora actuală poți să-ți o dea și prin satelit, dacă vrei să știți. Foarte ușor și foarte simplu. Bun. Ei. Având biserici, care ce fac înainte de slujbă? Bat clopotele. Credeți că o entitate există la bătutul clopotelor? Pentru că clopotul este făcut în așa fel încât să îndepărteze orice entitate negativă. Deci dacă vreți să... Mi-aduc aminte, la un moment dat lucram cu Rizvan, rus. Și la un moment dat mă duc la cabinet și eram în cabinet după el. Și văd pe toți pacienții, erau așa. Și în cabinetul meu răsunau clopote tibetane. Și pacientul, domnul doctor, vă rugăm frumos, spuneți-i să schimbă. Mă duc, ce faci, bă? Ce faci cu clopotele tibetane? Dar zice, mie îmi place. Eu rezonez cu el, da, dar mor. Oamenii ăia pe canapele. Da, sunt foarte drăguțe. Clopotele tibetane, dar de vibrație foarte mare. Și unul dintre lucrurile care le produc este că îndepărtează entitățile negative. Dar gripa aviară a apărut tocmai acolo, unde sunt folosite clopotele.
Glipa aviară n-a apărut acolo unde sunt folosite clopotele. Glipa aviară a fost pusă acolo unde sunt folosite clopotele. Ceea ce este cu totul altceva. N-a apărut. Ea nu apare. De la sine. Dar acolo au fost unele calduri. Doamnă. Ea nu a apărut de la sine. Aia este o... Ceea ce ați văzut dumneavoastră este o boală creată în laborator. Dar până nici ea n-a avut efectul scontat. Știți ce efect a avut ăla? Și ne-a afectat? Deci, la noi, gripa aviară, gripa porcină, a avut ca scop distrugerea șeptelului românesc. Numai a apărut și vita, și vaca nebună, și vita, și asta, și gripa porcină, și gripa aviară, și s-a distrus și păsările, și porcii, și vita. Noi fiind unul dintre cei mai mari exportatori de carne. Punct. Și s-a încheiat. De ce? Pentru că făceam concurență. Ala, și alții au plătit mai mult să iasă pe piață. Punct. Asta a fost tot. Ce credeți că e așa? Credeți că eu nu pot să iau două fiole de din alea să le duc undeva să le dau într-o curte? Da, acolo au fost cazuri mortale. De ce? De oameni sau de animale? De oameni. Câți oameni au murit, domnule? Doi? Trei? Aia nu este pandemie. Pandemia nu înseamnă că a murit un om sau doi. Și la gripa porcină, cazul care s-a spus că a murit de gripă porcină, se întâmplă doar face că am vorbit cu fratele și mi-a zis clar că fratele nu a avut niciodată nicio gripă porcină. Că era sensibil, nu știu ce. Mă rog, n-are importanță. Dar ca idee, pandemie în România doar dacă ne pune cineva în apă. Și nici atunci. O să o bem și mulți dintre noi o să facem o diaree. Și o să ne treacă. Bă, e clar? Deci nu. Doar dacă vrea cineva să ne omoare și să ne omoare cu o bombă biologică. Corect. Atunci poate face. Pentru că se pot sintetiza și virus în laborator care să fie superior și să reziste la un DH mai mare. Corect. Da, sper să nu fie atât de nebun. Și chiar așa de... De rezista, rezistăm și în alte țări? Adică avem aceeași putere de a... DH-ul vostru nu e dat de țară. DH-ul vostru e dat de voi. Adică de ce putem rezista? Deci lumina voastră interioară este personală. Omul ăla care a supraviețuit horele și mai știu eu ce, a rezistat că l-a ținut Dumnezeu. Cu asta trebuie să înțelegeți. Moare cine trebuie. Nu există că murim întâmplător. Nu există moarte întâmplătoare. Dacă vrea Dumnezeu, uite, trăiești și dacă ai fost pe Hiroshima. Pom. Altceva, că vorbeam despre karmă. Ce vrei să mai știți despre... Eu vreau să vă întreb ceva. Da, cum, deci, dacă avem greșeli și vin din viața aceasta, să zicem că le putem descoperi dacă ne putem plăti karma. Dar dacă avem greșeli și vin din alte vieți, cum putem fi ajutat să le descoperim? Că nu toată lumea poate să... Greșelile din alte vieți se repercutează în viața voastră. Deci tot filmul vieții voastre reprezintă, de fapt, o succesiune de secvențe. Știți cum e viața voastră? Și chiar îmi place treaba asta. Dom'le, viața voastră este ca un film. Filmul vieții voastre. În filmul vieții voastre aveți o succesiune de scene. Da, dar și haosul ăsta este o succesiune de scene, da? Dom'le, care are un regizor. Are un regizor? Da. Scuze, începem mai început. Are un producător. Adică noi. Nu. Adică Dumnezeu. Are un producător. Adică Dumnezeu. Are un scenarist. Care este tot Dumnezeu. Auzi? Are un decor. Care e tot Dumnezeu. Auzi? Are actori. Cine e aici? Noi. Nu! Tot Dumnezeu. Cum e că actorii sunt tot Dumnezeu? Și pentru fiecare Dumnezeu joacă un rol. Prin cel de lângă tine. Iubirea pe care o primești de la un om e de la Dumnezeu. Șarta pe care o primești de la un om e de la Dumnezeu.
Tot ceea ce primești de la oameni este de la Dumnezeu. Când o să înțelegeți treaba asta, o să fie foarte ușor să înțelegeți lumea. Bă, asta înseamnă că eu am înțeles-o. Și mai, mă mai stădui. Eu am înțeles-o un procent mai mult. Bun, și printre actorii ăștia sunt și eu. Și de multe ori, mă rog, actor și eu. Bun, dar ce știi ce e drăguț? Că câteodată și că când se mai întâmplă, băi, mă uit și eu la propria mea viață și îmi dau seama că, bă, dar de ce eu nu am frâiele vieții mele? Nu mi s-a întâmplat niciodată să vezi că sunteți ca tramvaiul? Da. Și te ceri, te ceri, te ceri, dar tu nu mai poți să zici nimic? Și mergi mai departe și am virtutea inepției, vorba lui. Vorba lui mai moral, știți? Și perechile astea care se rotește în virtutea inepției. Nu i-a dat sau timp. N-aveau inerție, aveau inerție. Și eu, da? Și te duce viața, și te duce viața. Și nu înțelegi că, de fapt, ceea ce face ca tu să te manifesti într-un anume fel. Și să te uiți așa la tine. Că drăguț a fost la un moment dat, am fost pus în situația să am grijă de un copil. Și ca să nu ducă la psihiatru. Și puștiu îmi zice, Dumnezeu, zice, am câteodată momente. Zice că mă uit așa din corpul meu. Și văd, făcând prostia, am zic, bă, nu e bine ceea ce fac. Și eu le fac. Și îmi spunea, n-aveam niciun interes să mă mită, că eu eram colegul lui de joacă. Și la momentul ăla eram un fel de coleg de joacă. N-aveam, nu eram psihiatru, nu eram, eram medic, dar eram așa. Și a trebuit să ce se întâmplă, de fapt. De fapt, era o problemă relativ la... El manifesta niște chestii care erau speciale ca o formă de plată pentru părinți. Da? Și aici intervine și discutăm și despre plățile karmice pe care, deodată, adică manifestarea copilului din cauza părinților. Și o să vedeți că nu puteți să vă acționați asupra propriului vostru corp, pentru că, de fapt, corpul vostru este acționat de îngerii păzitori ai karmei, adică de demoni, și nu puteți să faceți nimic, pentru că aveți de plătit ceva, aveți de învățat ceva, sau trebuie să întâmple ceva, și atunci cineva de sus, adică regizorul, producătorul și așa, decide altceva pentru voi. Și te întreb, dar de ce am... De exemplu. Dacă o doamnă, am văzut așa ceva, și dacă o doamnă zice, era o tipă, știi, și zicea, păi de ce mi-o fi dat, Doamne, Doamne, Dumnezeu? Avea un soț care venea și când venea stătea la televizor, dar stătea așa într-o poziție și se uita numai la fotbal. Asta făcea curat, în casă, la. Păi ce, de ce mi-a dat Dumnezeu un soț așa, era nemulțumită, sexual, vine, o tipă mai îngrosă, era atât de... Bun. Bun. Eu vă dau un clou. Ea, la nivel interior, era young. Da? Adică, ideea era, ea fiind young, i s-a părut absolut foarte firesc ca el să-și vadă de treaba lui și să așa, și femeia să facă tot. Și atunci, în viața asta, ea a făcut tot. Deci trebuia și... și el liniștit la televizor. A, se ducea la masă când era gata. Da? Deci v-ați înțeles, da? Că în lumea asta, scenaristul, producătorul, regizorul vieții voastre este tot Dumnezeu. Există posibilitatea că eu să-mi fac viața? Da! Când voia lui Dumnezeu? Că când? Când? Nu. În momentul în care mi-am plătit ceea ce aveam de plătit din punct de vedere karmic, sunt liber, am liber arbitru și atunci pot să-mi fac viața în Dumnezeu. Corect. Și știți până când ține voia mea de a-mi face viața în Dumnezeu? Până la prima greșeală! De ce? Pentru că atunci te ia ăla și tot faci ce trebuie. Bun. Și acum începem relațiile părinți-copii. Și cum ne influențează căsătoriile și mai departe, da? Bun. N-ai karmă. Și îl iei pe el sau pe ea care are karmă. Ce faci? Și cunosc un maestru care, când o prezenta pe nevasta, spunea, ea e karma. Karma mea.
De ce? Pentru că în momentul în care m-am căsătorit, devenim unul cu o karmă comună. Uite ce frumos arată. Și trăim în această karmă comună. Deci, principiul este următorul. Te-ai căsătorit cu un om care are karmă, automat îi preiei păcatele, exact ca și cum te-ai căsătorit cu un om care are datorii la bancă și când îl iei, îi iei datoriile de la bancă. Porterei nu o să fie interesați că nu ești tu cu el căsătorit, o să vină și o să-ți ia și casa ta, pentru că... 2-1. E 2-1. Super ofertă. Da? Bun. Ați înțeles cum este treaba cu karma cu soția? Și cu soțul? Dacă n-ai făcut contract prenupțial. Nu. Din punct de vedere energetic, nu se poate face contract prenupțial. Din punct de vedere spiritual, nu se poate face contract prenupțial. Pentru că căsătoria presupune că se creează niște... Și nu mai căsătoria. Simplu fapt de a trăi cu un om, simplu fapt de a face dragoste cu un om, simplu fapt de a mânca la masă cu un om, produce transfer de gen. Deci, una dintre metodele prin care făceam terapie, eu, la începuturile mele, că nu știam foarte mult, era să-mi scot pacienții la un suc. Stând de vorbă, se producea transferul. Eu mă duceam, mă curățam acasă, pe el îl degrevam, de ce? Penea pe el. Vă e clar? Este o formă de transfer. Foarte simplu. Dacă vreți mai profund, problema voastră. Nu vă sfătuiesc. Bun. Asta este principiul. Deci asta realizează corțile. Da? Și automat se produce transferul de. Vrei, nu vrei, te afectează. Și atunci trebuie să îl plătești. Bun. Când apare altcineva. Deci aici să punem problema de familie. Da? Fiecare are karma lui, apare și copilul. Da? Și să zicem că vine un copil care are la rândul lui karma. Dum, că vine pe linia lui taică-sa. Deci copiii pot să vină tot, sau pe maică-sa. Pot să vină ori pe linie, ori pe alta. Pot să fie cu o darmă, deci cu o chestie pozitivă, ca unul dintre părinți, dar pot să vină pe linia paternă și să aibă karma. Și atunci ce faci? O sumă de bule. Adică ai 3 în 1. Și cu o karmă mai mare. E plata mai mare. Vă e clar? Plata e mai grea? Iar pentru ăsta, hai că îi facem cu negru pe ăștia. Evident că va fi mai greu. Bun, dar te poate binecuvânta Dumnezeu. Și atunci dacă te binecuvântează Dumnezeu... Dom'le, nu poți să scapi de relația asta, că de, e karmică, dar trebuie să fii cu Domnul sau cu Doamnul, da? Dar te binecuvântează Dumnezeu și ți-aduce un copil cu o darmă. Și atunci ce se întâmplă? El nu are karmă. Dar... Preia din aia și rămâne aceeași, dar se împarte la trei. Deci te afectează mai puțin ca persoană, ca individ. Evident că foarte importantă în chestia asta e ce este. Vârsta astrală, lumina interioară și beneficitatea. Da? Deci e foarte importantă în relațiile voastre, sunt foarte importante relațiile voastre, vârsta astrală, DH-ul și beneficitatea. Ca o chestie personală, că am zis-o astăzi cuiva care are o problemă de genul ăsta cu un soț, cu vârsta astrală mare și cu beneficitate mică, da? Deci dacă am și chestia asta, da? Am și un soț cu vârsta asta la mare, și cu DH mic, și cu EBF mic, și mai îmi face și un copil. Și cu vârsta asta la mare, și cu DH mic, și cu EBF mic. Sunt barzi. Da? Bun. Dar atunci ce pot să fac? Să cresc eu. Adică, cel mai bine să plec. Vorbesc serios. Dar după aia, cu vârsta astrală, cum se poate crește vârsta astrală? Prin cunoaștere. Deci cunoașterea face să îmi cresc vârsta astrală. Deci orice inițiere și orice lucru pe care le învăț, în perspectivă, îmi mărește
Deci, da, asta e o vârstă astrală, cum să spun eu, momentană, potențială, ca să zic așa. Pentru că tu tot creierul ăla o să-l ai. Adică, eu voi avea eu, dintr-un punct de vedere al cunoașterii, nu știu câte miliarde, dar înăuntru meu... Tot micuț sunt, da? Bun. Și atunci, cunoscând și evoluând, crescând în vârsta astrală de H-ul și EBF-ul, automat poți să contrabalansezi treburile astea. Vă e clar? Indiferent că este EBF-ul de neam, indiferent că este lumină sau, lumina sau de H-ul celui de lângă mine, care nu este tocmai ok. Și când știm că s-a încheiat soarta sau cum putem... Deci aia se numește misiune personală, aia se măsoară. În momentul în care ai relația cu îngerul păzitor, la bază se spune, bă, gata, s-a cam încheiat, se ajunge, la revedere. Deci nu, asta... Cineva care știe poate să spună, da, ți-a încheiat, poți să pleci, la revedere. Și în momentul în care, nu știu, să zicem, ne creștem vârsta astrală, până ajungem la nivelul... Mai mult de 15,5 miliarde de ani nu poți să ai, că atât are Universul. Aia e limita maximă. Deci până acolo poți să ajungi. Luând cazul în care ne naștem pe vârsta astrală mică, prin cunoaștere creștem până la un nivel asemănător cu cel al partenerului. Ăla este momentul în care putem să... În ce sens contrabalansăm energia? Nu e vorba să nu poți să contrabalansezi. Problema se pune când ai o relație între tine și o persoană. Deci, relația dintre mine și o persoană cu vârsta astrală mare este într-un dezechilibru pentru că el are putere mai mare interioară. Și atunci el te domină. Aici se pune problema de conlucrare nedominat. Evident că nimeni nu-i place să fie dominat. Mă rog, mai puțin doamnelor, dar nu tot timpul. În anumite momente. Deci, nu-ți convine și atunci tu, oricine caută o colaborare. Adică orice spune, știi, trebuie să fii nebun să-ți dorești să domini tot timpul. Că n-are farmec. Adică e ca și cum... ai trăit și toată lumea face ce vrei tu. Păi n-are, chiar n-are niciun farmec. Și atunci îți dorești colaborare, da? Pe care cu aceasta, ca să existe colaborare, colaborare nu se poate face decât de la nivelul egal. Dar ca să contrabalansezi, ai putea ca și partenerul să nu mai dormi în aceeași cameră. Este adevărat că în timpul nopții se fură energia mai mult decât... Păi evident că în timpul nopții se produce transfer. Adică deci dacă tot deci se evident se produce transfer în timpul nopții. Acum știți, sunt păreri împărțite. Sunt sfinți părinți care spuneau că domnule, e mai bine ca soția să doarmă separat. Sunt unii spun că e mai bine să doarmă împreună. Mă, nu știu, cred că fiecare își face ori din nou în grada lui, știi? Cred că unii e mai bine să trăiască împreună, alții să doarmă separat. Evident că problema se pune de cel care pierde energie. Dacă el consideră că e mai bine să doarmă separat, doarme separat. Da, corect. Asta este o formă de transfer. Și fiind o formă de transfer, nu neapărat o formă de plată karmică, este o formă de echilibrare. Perfect. Și atunci, poate să fie la rândul ei o formă de plată karmică. Evident că dacă fugi, nu se mai produce transferul, deci nu-ți plătești. Corect. Sau să zice că emisiunea ta personală să stai lângă omul ăla și crești cu înțelegerea și energia ta și lumina ta și ți-ai făcut misiunea personală. Dacă tu fugi de lângă el înainte să-ți faci misiunea personală față de el, nu dobândești o karmă? Nu dobândești o karmă, că oricum se va plăti. Hello. Oricum transferul de SN-ul se va produce. Mai greu, dar tot se va produce. Adică să nu credeți că dacă eu am o karmă relativă la cineva și bă, nu mai pot să stau lângă el. Nu mai pot, gata, mi s-a urât sau mi-am... Nu mai pot. Și plec. Asta nu înseamnă că se încheie. Nu! După aceea te întreb, dar de ce mi-e rău? Păi sufletul tău e în partea aia. Păi de ce e în partea aia? Păi n-ai plăți? Asta e motivul pentru care pleacă sufletul. Pentru că ai plăți. Se se fură din suflet. Nu se fură, mă. Se numește transfer. Se produce transferul ăla pentru că e o formă de plată karmică, o formă de echilibru. În momentul în care s-a încheiat, nu mai pleacă niciun suflet. Nu există. Eu nu vorbesc de cazuri de mancie când îți ia cineva suflet. Dar până și este o formă de plată. Și de școală și mai mult. Iar fenomenele de
moarte clinică, levitație. Ce are coada vacii cu stacul la primăriță? Și eu vorbesc de karmă. Ce are levitația cu karmă? Tot ce pot să spun este că cineva care are karmă nu levitează. Și cineva care are karmă poate să intre în moarte clinică. Dacă nu are karmă, și el poate să intre în moarte clinică. Poate să întoarcă și dacă are, și dacă nu are karmă. Și levitația? N-am zis? Deci am zis. Ca să levitezi, ce înseamnă? Păi, hai să înțelegem. Ce înseamnă, de fapt, levitație? Să n-ai chi greu, da? Ce înseamnă să n-ai chi greu? Să n-ai legături cu pământul. Când n-ai legături cu pământul? Și când ți-ai rezolvat ce probleme? Karmice, atașamente, etc. Că ceea ce te ține legat de pământ sunt? Probleme. Ce mai ai de plătit? Atașamente. În momentul în care unul dintre partenerii ateu... Belea de belea. Ai încurcat. Fugi! De ce? Păi foarte simplu. Pentru că un om care este ateu, este un vampir energetic. El va pierde tot timpul SN-ul pentru că leagă pe Dumnezeu și neagă sufletul. Deci automat el nu va avea chakre superioare. Chakrele astea sunt blocate. Cum? El nu are de unde să-și ia lumină. Și atunci automat se va încărca de la tine. Și încărcându-se de la tine, tu te duci și în cap. Și scad. SN-ul, starea de sănătate, starea de vitalitate, BF-ul, toate scad. Plus că prin armonizare, prin timpurile lui. Da? Deci, eu vreau să vă spun ceva. Am văzut cancere făcute așa. Deci, vine la mine și îmi dă... Deci, valorile sunt de felul următor. O persoană care vine cu DH70 și îți vine în cancer. DH sub 10. Cum? Măsori dragoste de viață. Bă, iubește viața. Deci nu e depresiv. Bă, ce are? Și îți vine aminte. Da, soțul tău ia. Ce valoare? Păi, la minus, nu știu cât. De ce? Păi, e ateu. Și mai ești depresiv. Belea! Asta se numește lucru manual. Deci este autodistructivă, clar, în perspectivă, EBF-ul de perspectivă e minus. Pentru că se întâmplă următorul fenomen, ca să înțelegeți. Haideți să înțelegeți cum se întâmplă. Dacă persoana respectivă nu evoluează, evoluția presupune bă, să mai ține și el un post, să mai facă și el o rugăciune, să mai aprinde și el o lumânare, să mai dea și el o liturghie. Da? Și avem unul care este și depresiv, deci timusul e la minus, și asta altul, da? Bun. Și el mai vine și cu energie negativă. Se produce armonizare, da? Prin armonizare ce se produce, în primul rând? Transferul de ce? De energie negativă. Deci, BF-ul negativ, unde va fi? La ăsta, care e pozitiv, scuze, ce plus. Bun. În timp ce se întâmplă? Ăștia îți consumă SN-ul. Păi, normal că îți consumă. Consumul de SN-ul se face indiferent că faci ceva sau nu. Că de asta se spune, domnule, trebuie să-ți hrănești sufletul. Hrana sufletului, deci Dumnezeu îți dă suflet cu o singură condiție, să faci ceea ce trebuie să faci tu. Deci poți să câștigi suflet făcând arte. Cum? Păi dacă e misiunea mea personală, Dumnezeu îmi va da suflet ca să fac ceea ce am de făcut, da? Poți să câștigi suflet fiind, bă, fiind actor. Dumnezeu îți dă suflet să fii actor, să-i bucuri pe alții. Poți să primești suflet fiind pilot. Dumnezeu îți dă suflet special ca să faci treaba asta și să-i bucuri pe alții. Bă, e clar? Asta înseamnă să-ți urmezi sufletul în profesie, viață, etc. Bun. Deci ăsta îl consumă, că își bag pe cer în Dumnezeu. Ok? Bun. Și atunci cine suplinește? Ăsta. Și scade, și scade, și scade, și scade, și scade, și scade, și scade. Și ce se întâmplă? Prima oară începe să manifeste la nivel verbal. Este tonul. Da? Este momentul în care se pierde din SN-ul și se manifestă energia negativă la nivel verbal. După care, dacă nu faci nimic, și asta presupune rugăciune și post negru, clar, apare la nivel fizic. Deci cu certuri, cu strigături. Dacă nu se face nimic, să zicem că ești echilibrat și nu mai vezi. Sunt oameni care nu prea sunt echilibrați, care sunt introvertiți și ei nu se ceartă, știi? Dar ei se rotă dinăuntru. Ei nu manifestă la nivel verbal
Dar pierderea de suflet, ce se va întâmpla cu el? Ce se întâmplă când pierzi din suflet? Te îmbolnăvești. Ce se întâmplă cu integritatea structurală a omului când se pierde din suflet? Scade! În momentul în care scade integritatea structurală, te îmbolnăvești. Să zicem că ăsta are un cancer. Cine îl face? Cine îl generează? Nu, dacă el are un cancer. Da. Cine îl face? Cel care i-a dat iubire. Colega. Ați înțeles? Deci dacă el nu se schimbă, sau ea, în timp, să învețe să iubească viața, să învețe să iubească pe el, să iubească pe el, să îi placă sexul, să îi placă ceva, e bele? Bine, m-a întrebat la un moment dat cineva când am pus articolul ăla, zice, bun, și ce te faci dacă e misiune personală? Știu cum e. Șocul mic și joc de glet. Dacă șeful vrea, dacă e mult, stai cu plăcere. Și aici intervine ce poți să faci tu, da? Da. Poți negru, frate. Adică eu? Adică... Dar cine? Dacă el e ateu, cine să facă? Și spui, Doamne, dă tuturui meu semne să înțeleagă că există ceva. Pentru că haideți să vă spun ceva. Eu nici măcar nu pot să mă supăr pe atei. Bă, dacă eu în clipa următoare dispar și eu aleg să nu mă mai vedeți, sunteți voi de divină că ziceți, bă, Argeșanu, care Argeșanu? Nu știu niciun Argeșan. Nu văd niciun Argeșan. Unde e Argeșan? Păi nu mai e Argeșan. Ați înțeles? Dumnezeu a ales să fie nevăzut. Perfect. Deci nici măcar ateul nu poate să fie condamnat. De ce nu poți să fii condamnat că n-ai căutat? Bă. Da, aici este alegerea lui Dumnezeu că s-a făcut nevăzut. Și atunci eu nu mă pot supăra nici măcar pe un ateu, nu eu. Nu cred că nici măcar Dumnezeu nu poate să supere că... Știi? Te joci față ascunsele. Și unul se ascunde, da? Și ceilalți nu-l caută, dar nici măcar nu știu că el s-a ascuns. O să te superi pe ceilalți că nu l-au căutat? Doamne, dacă ei nici nu știu că el s-a ascuns. El s-a ascuns înainte să se apuce să joace față ascunsele. Și o să te superi pe ei? Nu. Nu. Nu era jocul la început. Nu era jocul. Deci când s-a ascuns, dar nu era jocul. Știi? Și atunci nici măcar Dumnezeu nu se poate supăra. Ați înțeles? Dar, cu atât mai mult, cei care își dau seama că există, cei care caută, înseamnă că au ei sămânța aia de nemurire. Își dau ei că își dă seama că ceva există. Și atunci, de asta, în momentul în care descoperi că există Dumnezeu și în tine mai există treaba aia, înseamnă că cu atât mai mult e mai drag lui Dumnezeu. Dar poate la nivel de sine nici el nu... Și asta este adevărat. Dar știi ce se întâmplă? În manifestare, noi suntem ceea ce suntem și la nivel de sine. Adică, e ca și cum ai spune, știi, el e foarte bun, dar ales să fie criminal în serie. El este criminal în serie și o face foarte bine. Dar înăuntru lui știi ce milos e? E milos. Deci nu poți. În momentul în care tu manifesti ceva la nivel fizic, mai puțin în momentele în care sunt manifestări ale karmei, etc., 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 înseamnă că pe undeva ai și tu contribuția ta de la nivel de sine. Nu poți să dau vina așa doar pe... Există în noi disjuncția asta între conștiință și sine, corect? Dar manifestările exterioare au foarte clar și legătură cu sinele. Pentru că ăsta este principiul oglinzii. Oglinda mea este manifestarea nu a conștiinței mele, ci a sinelui meu. A? Adică eu vreau, dar o să vezi că dacă sinele nu vrea, să vezi dacă vrei să ceva. Nu pot. Nu pot să mă angajez. Am încercat. Am fost acolo. Am fost acolo. Am încercat. A, a, a. Nu vrei. Și înăuntru lui, minus. Nu vrea. Că în exterior, la nivel fizic, se manifestă sinele. Nu conștiința. Și oglinda este a sinelui, nu a conștiinței. Conștiința e un opozitor. Bun. Și nu mă contrazic când zic că există familii. Astea le aduce Doamne, Doamne împreună, da? Mamă, sunt atât de iubitori, mama, cu tata, cu copilul,
după și dintr-o dată zici că intră dihonia. Baf! Și încep explodează, nu se mai înțelegem cu persoana. Când în realitate, la nivel de sine, iubirea era minus. Minus, 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 minus! Pentru că Dumnezeu trimite ghizi care manifestă iubirea, aceștia sunt îngerii păzitori, normal că ei se înțeleg la nivel conștient, dar la nivel de sine se ceartă ca draci. Și când se produce trezirea spirituală, cum, Doamne, că m-am înțeles bine cu el și copilul meu, acum nici nu mai vrea să audă de mine. La naiba. Ce se întâmplă? De fapt, la nivel de sine, sunt părți karmice, s-a trezit, nici el nu știe de ce își urăște părinții. Știi? Mi-am adus aminte când nu mi-ai luat o jucărie aia când erai mic. Era mic și n-ai vrut să-mi iei bărcuța. Vorbesc serios. La maniera asta. Și clar. Dar, de fapt, problema este de la nivel de sine. Și la fel se duce și la nivel de iubire și la nivel de absolut. Sunt toate relații care sunt, de fapt, relații karmice, care debutează pe iubire, pentru că ai iubirea divină care îi aduce pe toți unii cu alții. Ceva, de fapt, asta se întâmplă în anumite relații. Da? În anumite relații se întâmplă următorul fenomen. El ia. Vedeți că e mai suav. Se îndrăgostesc. Asta este iubirea la nivel de inimă, da? Corect? Bun. Se plac la nivel de îngeri. Se plac la nivel fizic. Bun. Dar la nivel de sine se urăsc ca draci. Cum evoluează asemenea relație? Prima se termină, a doua se termină. Asta durează, durează până când încep să apară lucrurile, da? Asta durează, durează până când se unesc. Și după aia încep să manifestește. Când se manifestește, apare bucuia. Ce trebuie să facă? Că nu degeaba i-a ajuns, i-a dus Dumnezeu împreună. Știți principiul celor doi măgari? Da. Doi măgari legați de un căpăstru, știi? Două căpițe de frân. Dacă și pune Dumnezeu împreună, special ca să-și rezolve problemele. Unul are problemă de, unul are problemă de. Și atunci îi leagă Dumnezeu amândoi din altul. Cum îi leagă unul din altul? Prin suflet. Și nu poți să se despartă. Nu poți să se despartă de ce? Păi dacă plec, sufletul meu rămâne la ea. Dacă pleacă, sufletul ei rămâne la mine. Poți să despartă oamenii ăștia? Nu. Pentru că ești gol. Și atunci te întorci. Și atunci, care e soluția? Nu degeaba, știi? Se spune că de-aia pune Dumnezeu un bou cu o belea. Trebuie să se legați de căpăstru. Aici e lui îi place, ei îi place ăsta, lui îi place asta. Și atunci ce fac? Bă, hai, mergem amândoi, mâncăm din căpița asta, mai mergem amândoi, mai mâncăm din căpița asta, mai mergem amândoi, mai mâncăm din căpița asta, până când? Până s-a hotărât Dumnezeu și... Le dau o singură căpiță. Până când mănâncă toate căpițele. Ați înțeles? De ce? Ăsta este principiul căsătoriei. Și a relației. Ca educație și ca formă de educație. Vorbesc serios. Școala. Deci pământul înseamnă educație. Pământul înseamnă, are mai multe valențe, să știți. Și fiecare trebuie să vă regăsiți într-una din ele. Băi, eu m-am întrebat de ce aceeași realitate, noi trăim în aceeași realitate, da? Noi trăim în aceeași realitate, corect? Și aceeași realitate pentru unii este închisoare, da? E bine? Da. Închisoare. Da? Pentru unii este școală, da? Pentru unii este sat de vacanță. Da. Mai e ceva? Ați înțeles? A, pentru unii este... cum se cheamă?
Adventure Park. Exact, da, aia intră la distracție. Intră la sat de vacanță. Sat de vacanță. Nu, cum se cheamă? Loc, cum era mai ăla cu de aplicații, cum era normal, cum se cheamă? Poligon. Da, înveți. Voi credeți că este ușor, dar să zicem, voi la un moment dat aveți rolul unui general. Și voi hotărâți cine trăiește și cine moare. Știți că aveți nevoie de un pluton care nu o să scape pentru că colina aia trebuie păzită și voi trebuie să decideți care este acel pluton care trebuie să moară acolo. Hello! Ce ziceți? Înțelegeți că este un poligon? Și atunci, voi aveți de luat. Pe planeta să se iau decizii de genul ăsta. Și se iau și la ora actuală. Obama. Când pleacă ăia, unde pleacă? În Afganistan. N-are importanță motivația. Pleacă. Noi, când trimitem strupe afară, cum o să întorc pe năsălie unii dintre ei? La revedere. Noi trebuie să decidem treaba asta. A, că decid și ei să plece este adevărat. Dar există meu, strict nivelul meu uman, și există nivelul comandantului care decide. Cine pleacă acum în misiune? Știind că au șanse să moară. Și atunci, este inclusiv un poligon. Și bineînțeles că fiecare învață la nivelul lui. Și există școala familiei, există școala societății, există școala... Fiecare are nivel la... are nivelul lui de învățat. Bun. Evident că despre karmă se poate vorbi mult. N-am nici o problemă ca în, de-a lungul seminariilor viitoare să revenim. Deci o să avem o temă. Să știți că orice de temă se poate lega, se poate lega iubirea de karmă? Da. Se poate lega sexul de karmă? Da. Se poate, se poate lega obiectivul general al vieții voastre sau obiectivul particular al vieții voastre de karmă? Păi se... că dacă suntem aici pe karmă. Evident că da. Deci, absolut orice se poate lega de karmă. Și atunci, întrebările pe care o să le aveți sau le aveți sau vă vin în minte după asta, puteți să le puneți, dați-le viitoare. Aveți 7 minute de întrebări. Eu mai am presupunând că știm care este lecția karmică din viața asta. Găsim o cale să o evităm. Putem face ceva să nu ne întoarcem în viața viitoare. Deci nu se poate dacă ai o lecție karmică să o eviți. Pentru că dacă eu am lecția iubirii și evit lecția iubirii, sunt obligat să mă întorc. Orice lecție pe care nu ți-ai luat-o, te trage înapoi. Ok. Să vă zic mai concret. Mi-am făcut o astrogramă și mi-am zis că s-ar putea ca în afara țării să am probleme grave. Și mă gândeam să nu ies afara țării. Deci, o secundă. Nu știu dacă e problemă. Asta nu este lecția ta karmică, s-ar putea să ai probleme, probleme în afară țării, că o problemă poți să ai dacă ești de aici. Deci, eu cred că asta e o tâmpenie, apropo de greșit. Se poate, îți spun eu, dezvoltarea cunoașterii te poate ajuta la un moment dat să eviți anumite lucruri. În ce sens? Arabii au un proverb foarte drăguț, care spune așa, trăiește azi ca să poți să lupți mâine. Păi evident că dacă mă duc acum în Franța și mor, păi Alexa, nu mă duc. Când mă duc? Păi mă duc, cât ar fi bine? Peste vreo 20 de ani. Mă duc peste 25, să fiu sigur. Înțelegi ce vreau să spun? Păi dacă știu foarte clar că avionul care plec s-ar putea să cadă 50-50% șanse. Când șansa este de 1 la, nu știu, 100 de mii sau nu știu care șansa să cadă un avion. Păi mă mai urc în avionul ăla? Păi, dumneavoastră, spuneți un caz specific, dar să... presupunând că în orice moment în care am ieșit s-ar putea întâmpla ceva. Suflete, ai două posibilități. Alegi să te duci sau să nu te duci. Da? Nu pot să mă iau. Și în primul rând, mai am o problemă. Eu nu pot să mă iau după astrogramă karmică. Chiar nu pot. Nu pot să iau în seamă. De ce nu pot să iau în seamă? Pentru că a asculta asta presupune să cred că, băi, astfel ne-mi influențează viața mie foarte mult. Și eu vreau să cred că Dumnezeu m-a creat altfel. Cu capacitatea de determinare, cu capacitatea de creare, cu capacitatea de. Și atunci, știu de asemenea din rațiune că pot să optimizez lucrurile.
Da? Adică eu știu ce înseamnă să te duci într-un loc, să știi că o să ai, că ai accident și să-l și ai. Bă, dar m-am rugat înainte, știi? Și când m-am rugat, mi-a sărit vertebra, dar mi-a rupt gâtul. Adică m-am văzut în cărucior, știi? Și am zis, bă, dacă tu trebuie să mă duc, asta e. Puteam să nu mă duc, dar asemenea să nu fac voia lui Dumnezeu. Și am ales să mă duc și m-am rugat, eu și cu încă cineva, și am sărit afară, mi-a zburat o vertebră, dar mi-a pus-o la loc. Și nu n-am ajuns în cărucior, înțelegi ce vreau să văd? Deci, dacă trebuie să plec undeva, premizele sunt nasoale, dar trebuie să o fac, mă rog, frate. Mă rog, țin post negru. Și după aia vedem ce se întâmplă. Până la urmă, toate sunt de mâinile lui Dumnezeu. Că dacă nu trebuie să ajung pe acolo, știi cum, faci o pană, un camion, faci aia, nu îți pleacă aia, nu te trezești, nu-ți sună ceasul, ceva se întâmplă și nu ajungi. Și asta e tot. Adică eu nu sunt fatalist. Adică nu sunt fatalist. Eu cred că Dumnezeu decide momentul când se întâmplă un lucru, știi? Nu cred că este ceva care să iasă din această chestie. Și atunci, mie mi s-a confirmat asta în timp. Și atunci știu foarte clar că dacă Dumnezeu nu vrea să mi se întâmple un lucru, îmi găsește calea următoare. Mă duc și o oculesc. Groapa aia. A, dacă vrea să dau trec prin aia, sigur mi se întâmplă. Și pot să mă feresc cât vreau, că tot dau prin groapa aia. Chestia e că la măsurătorile rezistențice pe care nu le-am făcut eu, voința Domnului este ca eu, de exemplu, să nu plec în afara țării. Păi nu plec. Da, sigur că nu plec. Eram curioasă dacă pot să deci poți să rezolvi problema în viața asta. În momentul în care ți-ai plătit karma față de țările respective, poți să faci asta prin rugăciune și post. Și se poate măsura care este EBF-ul ca tu să pleci afară, da? Și dacă EBF-ul este sub 81, sunt foarte șanse, foarte mari șanse să fie nasol, corect? Dar dacă tu postești, te rogi, faci, mă rog, ce am zis eu, apropo de plățile care, există șansa că la un moment dat să crească acest EBF-ul și crescând acest EBF-ul să poți să pleci. Ar fi bine. Deci, Românica e frumoasă. Bine, ok. Gata. Să vă fie de folos.